Bine v-am găsit, domnul. Bine ați venit în mijlocul nostru. Stăm de vorbă cu domnul Dumitru Nicolae Filia. Exact. Președintele Asociației Artiștilor Plastici din România. Și asta sau e din București? Nu, din București și din țară. Da? Ne aflăm la Schiller, la o expoziție. O să vă rog pe dumneavoastră, la un salon de expoziție, urmează să fie un vernisaj, dar să vă rog pe dumneavoastră să spuneți câteva cuvinte despre expoziția. Deci ne aflăm înainte de vernisajul salonului de toamnă al Asociației Artiștilor Plastici din București și din țară. Membrii noștri ai asociației și-au adus aportul cu lucrări de diverse dimensiuni, dar pe toate sunt pe aceeași temă, toamna aurie. Eu sunt îndatorat și rămân pentru participarea membrilor asociației și mai ales pentru mulțumiri multe pentru gazda care ne-a luat de suflet. Casa de Cultură Schiller. Exact. Da. Eu am făcut și eu cândva parte din Asociația Artiștilor Plastici. Noi doi ne cunoaștem, ne-am mai văzut de mult, dar iată că ne-am recunoscut. Eu personal nu mai știam că mai funcționează, pentru că la un moment dat nu mai avea sediu, nu eram dați afară de pe colo-colo. Cum este situația? De vreo două luni, cel puțin circa două luni, suntem aruncați în stradă de primăria sectorului 2, unde am avut locația, pe strada Pop de Băsești numărul 37. Ne-au aruncat în stradă fără niciun motiv. Noi nu am avut de plată sau am rămas dator cu ceva. Pur și simplu am fost date afară fără motiv. Aparținea cuiva, casa aia, spațiul? Aparținea primăria sectorului 2. Deci primăria sectorului 2, dar v-a dat afară, ce face în ea? Da. Ce-a motivat? Nimic. Deocamdată este spațiu gol, pustiu. De două luni de zile. Da, eu m-am intersectat cu primarul de la 2. Pare un băiat de gașcă, ca să zic așa, în termenii. Nu știu cât de gașcă pare, dar probabil că subalternii omului de gașcă, că eu sunt convins că așa este, probabil că nici nu știe despre mișcarea asta. Păi știți de ce vă zic așa? Pentru că eu m-am intersectat la evenimente de cultură și mi s-a părut deschis. Adică... Așa, probabil că așa și este. Eu facem o mică paranteză. Deci eu am fost în audiență la primăria sectorului 2 de două ori, unde m-am întâlnit cu așa zișii, nu știu ce erau, consilieri. Pe domnul primar n-am reușit să-l văd niciodată, nu-l cunosc. Dar eu v-aș sfătui să faceți o cerere scrisă, că ce e scris rămâne, și să încercați să vă întâlniți cu primarul. Dacă îmi dați o adresă de mail, vă trimit un eveniment unde vine și să vorbiți cu dânsul, că eu cred că o să rezolvați problema. O fie acolo, spațiu, cuiva, nu știu ce, dar eu... Nu este al nimănui, este al primăriei, pentru că noi am stat acolo, deci ne-am dat afară, sub niciun, fără alt motiv, dar noi totuși am rezistat acolo 8 ani. Nu, deci, eu sunt convinsă că se va găsi un spațiu, pentru că cultura trebuie sprijinită și eu așa cred că primarul de la 2 chiar o susține. Sunt de acord și aș vrea să cred că se va întâmpla așa. Doamne ajută! Sper să rezolvăm, o să încerc și eu să vă susțin cu cât o să pot eu. Prea mult nu pot, dar în fine. Spuneți-mi despre expoziția. E frumos că dumneavoastră, iată, eu am renunțat prin 93 să mai fiu membru Asociației Artiștilor Plastici. M-am ocupat cu altceva. Mereu am vrut să dau de dumneavoastră să vin cu niște obiecte, niște bijuterii pe care eu și prietenele mele facem împreună.
să organizăm o expoziție, poate o să vin, acum că v-am regăsit. Spuneți-mi la expoziția aceasta, câți este o expoziție de grup? Este, da? Este un salon de toamnă. Un salon de toamnă. Noi facem pentru fiecare anotimp în parte câte un salon. După salonul de toamnă va veni salonul de iarnă prin decembrie. Dar câți artiști aveți care au răspuns prezent? Aici avem 32. 32? Da. Plus cei doi debutanți. Aveți și doi debutanți, da? Da. Care sunt în camera de dincolo. Da? Sala de dincolo. Știți ce o să vă rog dumneavoastră să spuneți, pentru că pe vremea când eram eu, erau niște criterii. Știți, dumneavoastră ați fost după, chiar după soțul meu, numit, a fost domnul Parisescu, soțul meu pentru vreo două luni de zile și ați preluat dumneavoastră președinția. Erau niște criterii, eu le știu pe acelea, dar nu le știu pe acestea. Deci dacă există oameni care au talent, cum, ce prezintă la dumneavoastră? Păi la înscriere trebuie să vină cu cel puțin două lucrări executate de autor, da. Să zicem. Și se poate înscrie, nu e nicio problemă, noi nu cerem neapărat, știu și eu, cursuri cum superioare. Cum se cerea înainte, până nu aveai... Da, nu. Noi, talentul. Noi, exact, da? Dacă ai talent, înseamnă că pentru noi ești bun. Și nu numai la pictură, deși altă decorativă, altceva... Și sculptură, și bijuterie. Grafică, și... Gen de fire, asta cum era pe vremea noastră, curelea, da? Da? Dar mai există magazine, mai aveți magazin? Nu. Fiecare își vinde produsul pe unde poate. Din păcate, noi nu avem nici sediu, dar să mai avem și magazin. Dar am fost de curând la sediu central al Muzeului Literaturii Române, care e pe Grivița. Știu. Și am trecut pe acolo, per vedeți că nu știam nicio pe acela. A fost un eveniment cu ambasadorul Mexicului, de Halloween, mi se pare. Și am văzut că acolo, pe Grivița, fostul nostru magazin era deschis. Da, era. Și mai este. Funcționează ceva acolo? Da, este, deci este atelier de lucrat, deci este un punct de lucru, așa se numește. Nu putem să facem sediu pentru că, în primul rând, este foarte mic. Acolo e mic, dar m-a surprins că l-am văzut că era ușa deschisă. Păi și dacă, n-am avut dacă timp. Dacă intrai, probabil că mă găsești. N-am pe mine. Da? Nu aveam timp, eram pe fugă. Pentru că acolo e, deci nu-i căldură, nu-i de asta, grup sanitar, nu-i nimic, nu-i apă, nu-i nimic. A, chiar, că dumneavoastră, dacă aveți cineva să mă găsească, să vă mănânce, acolo în Grivița? Da. Păi ia, acolo uite și eu care îl caut pe Chilia, de nu știu când, am întrebat pe tatăl meu, unde păi dacă te uiteai înăuntru un pic așa, numai din curiozitate să bași cap, era ok. Era pe partea cealaltă, mă grăbeam, căutam, că nu știam de sine. Ok, ce să vă zic, vă doresc reușită și eu zic să nu vă lăsați, mergeți la primar, să dea Dumnezeu, să găsiți așa sediu și că eu am de gând să vin și eu înapoi la dumneavoastră la asociație cu niște lucrări. Astăzi chiar vă doresc succes și pe viitor și să fie. Lucrările sunt extraordinare, vreau să trec puțin cu camera peste ele. Vă mulțumesc din toată inima. Și mulțumesc eu. Mult de tot. Și noi, și noi vă mulțumim. Mulțumesc mult de tot. Da. Colegii de noi care au sunt de debut aici.
Să nu